Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, bine ați venit la o nouă etalare pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Pești, ascendent în Zodia Pești. Vă repet să vă transmit, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră și nu uitați să mă scrieți dacă n-ați făcut-o, mi-ar face foarte mare plăcere să fiți membri canalului meu, este gratuit. Apăsând clopoțelul veți primi notificări cu ceea ce voi distribui și în acest mod vom rămâne în contact. Haideți să vedem pentru Zodia Pești, ascendent în Zodia Pești, ce va fi, ce se va întâmpla în următoarea săptămână pentru voi, dragii mei. Ok, ce mesaje trebuie să auziți dumneavoastră din partea îngerilor? Zodia Pești, pentru toți amănații mei, pentru toți cei care sunt născuți în Zodia Pești, au ascendent Zodia Pești, un mesaj din partea îngerilor pentru voi, pentru dumneavoastră. Ok. Primul a ieșit așa, Roșel. Respectând și urmând indicațiile inimii tale, te vei apropia întotdeauna mai mult de prosperitate. Deci urmați-vă inima în alegeri, în situații, în viața de zi cu zi. Alegeți inima, alegeți să faceți din inimă, să faceți cu inima, să faceți pentru inima dumneavoastră. Pentru că în acest mod veți avea prosperitate în viața dumneavoastră, da? Și să nu fiți aroganți, să fiți umili. Și respectați ceea ce vă transmite inima. Și litera RC de la Cristi, H, L, E, poate are un rol important. Al doilea mesaj este Arcangelul Rafael. Arcangelul Rafael îți zice că te ajută să te vindeci de anumite deranjuri fizice sau disconfort fizic care tu și alții suferiți. Ești un vindecător ca și mine. Deci, Arcangelul Rafael îți transmite că te poți vindeca chiar și tu singur, însuți, ești un vindecător ca și el. Și cred că te va ajuta să ieși din aceste probleme, că ai anumite disconfort fizic, dureri mărunte, dar te deranjează într-un mod sau altul, sau ai avut aceste probleme. Sau te-a deranjat foarte mult stabilitatea ta financiară, că acolo poate ai avut anumite probleme. Și ai nevoie să te vindeci. Roagă-te la Arcangelul Rafael că el îți va fi întotdeauna alături. Și văd litera F, L, G, A. Poate are un rol important în viața dumneavoastră cu care veți interacționa. Poate va trebui să mergeți la un medic. Și să fiți atenți mai mult la stabilitatea noastră în ce privește corpul fizic. Să dați mai multă importanță inimii voastre, nu aspectului financiar, pentru a fi în echilibru, pentru a vă vindeca inima. Pentru că și acolo văd că au fost anumite probleme și instabilități. Haideți să vedem energia generală a săptămânii, a zilelor următoare pentru Zodia Pești, ascendentul Zodia Pești. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce se va întâmpla, ce energie va fi în următoarea perioadă pentru Zodia Pești, ascendent în Zodia Pești. Da, v-am spus că v-ați gândit foarte mult la aspectul dumneavoastră fizic, material, mă scuzați, dar chiar și fizic, da. Aici văd că v-ați gândit foarte mult la aspectul fizic, la o relație, la relații intime, la o manipulare. Văd că ați fost manipulați sau chiar foarte... Poate sunteți atrași de o femeie cu păr lung, închis la culoare, o femeie mai tânără. Vă simțiți atrași de acea femeie, poate fi în zodia Capricorn, Scorpion, Berbec. Dar văd și o supărare pe care ați avut-o. O supărare în ce privește banii, în ce privește finanțele. Multe iluzii și multă preocupare în ce privesc finanțele. Nu arăt cartea pentru că este nud și, uite așa,
Nu este prea frumos. În fine, aici văd că v-a supărat cineva și e nevoie să iertați. Cred că în următoarea perioadă aveți grijă la manipulări, iluzii din partea unei femei, poate care va încerca să vă manipuleze, să vă atragă, să vă păcălească. Văd o toxicitate, dar și atracție foarte multă în ce privește intimitatea, da? Pasiune între dumneavoastră și o femeie. Dar să aveți grijă și la o trădare, da? Văd că vă axați foarte mult pe partea materială. Sunteți acolo îngrijorați și dați foarte multă atenție, dar văd și că e nevoie să iertați pe cineva. Poate cineva trebuie să vă ați împrumutat pe cineva o sumă de bani și nu dorește să vă dea înapoi sau în ce privesc banii, acolo trebuie să iertați pe cineva. Că a ieșit chiar cartea iertării, că cineva v-a trădat sau nu s-a comportat prea bine, a fost ca acest șerpișor, așa, văd o falsitate din partea cuiva. La locul de muncă poate v-a promis mare acusare și v-a manipulat și nu veți primi la fel sau nu, da, cum vă așteptați. Sau poate fi că există aici o relație toxică, o relație de dependență, poate cineva e gelos sau cineva v-a greșit într-un mod sau altul și trebuie să iertați. Va trebui să iertați pe cineva sau în următoarea perioadă va trebui să iertați pe cineva care e posibil să vedeți că v-a mințit sau că v-a manipulat într-un mod sau altul. Acolo e nevoie de iertare. Sau poate chiar și pe voi înși vă să vă iertați. Haideți să vedem. Da, aici a cinciul de monede. Vă lipsesc banii, cum am spus. Bani, bani, bani. Cinciul de monede spune că aveți probleme cu partea financiară. Din nou, vă lipsesc banii sau vă gândiți foarte mult la acest lucru și vă gândiți negativ și aveți frici. Sau vă simțiți abandonați, vă simțiți singuri. Dar zecele de spade văd că vă faceți valiza și plecați în lume. Vedeți? Veți da la spate aceste probleme și vă veți elibera de o dependență, de aceste persoane toxice, cum am spus, de aceste manipulări, de această depresie, de această minciună, falsitate prin care ați trecut, trădare. O veți da la spate și vă veți elibera. Vă veți elibera. Și steaua, foarte multă speranță pentru voi. V-am spus, vă eliberați și steaua aici îmi spune că vor fi, veți avea parte de vindecare. Această femeie, poate chiar cu zodia vărsător veți intra în contact și văd foarte multă speranță să primiți ajutor din partea prietenului sau prietenilor și din partea unei femei în zodia vărsător și această femeie varsă apă. Varsă apă, apa e vindecare, este viață. Să beți mai multă apă, să vă hidratați mai mult, că acest lucru vă va da mai multă energie. Și vi se spune să ai încredere în viitorul tău, pentru că este corect și visurile tale se vor îndeplini, vor fi schimbări pozitive și vei trece peste aceste provocări prin care ai trecut, cum ți-am zis mai devreme. Și vei avea parte de vindecare. Și lumina, vei regăsi lumina de la capătul tunelului. Văd o renaștere pentru tine. Îți vei face speranțe de viitor, visuri de viitor. Într-un loc precis, într-un loc special. Steaua aici, văd că vei primi ghidare divină. Și există foarte multă speranță. Primești protecție divină. Ești protejat, să știi, așa că nu te preocupa. Poate în momentul de față spun degeaba aceste lucruri, aceste mesaje, poate n-au nicio valoare pentru tine, dar vei vedea că cu timpul îți vei da seama că așa este. Nu că am avut eu dreptate, îți vei da seama că lucrurile vor merge către bine. Da? Vei regăsi luminița de la capătul tunelului. Haideți să vedem ce dorește să mai iasă pentru zodia Pești.
Trebuie să ți protejezi munca, cariera, să începi să vezi provocările, să ai grijă de ceea ce ai construit, să ai încredere în tine, să lupți pentru ce e al tău, să lupți pentru munca ta. Să ai mai multă încredere în tine, să ai mai multă încredere în principiile tale. Eremitul aici îmi zice că vei intra în contact cu Zodia Fecioară. Sau tu te vei retrage, vei fi mai interiorizat după aceste provocări care vor veni asupra ta, tu vei face un pas deoparte, înapoi, adică, da? Te vei retrage, să spunem așa, și vei prefera să te interiorizezi, să stai mai mult singur cu tine, să cauți soluții, să cauți în adevăr, să studiezi lucrurile. Da? Și văd că ți se sfătuiește să mergi și să te urmezi după această luminiță a sufletului tău, să-ți luminezi calea. Și trebuie să strălucești, să fii un exemplu pentru alte persoane. Da? Poate vei deveni chiar un maestru, un mentor și îți vei descoperi o parte din tine. Sau poate trebuie să mergi la un medic, să faci analize, să încerci să cauți să te vindești de anumite disconfort fizic, cum ți-a zis și Arcangelul Rafael. Da? Să faci anumite analize, să cauți buba, să cauți problema. 4 de cupe. Ceva nu-ți convine, nu te mulțumește. Poate că trebuie să studiezi și să fii prudent în ce privește trecutul pentru a lua o decizie pentru viitorul tău, să luminezi calea, sau cauți în adevăr, dar văd că va veni o propunere către tine, dar nu vei fi mulțumit, nu vei fi confuz, lunatic, nu o vei primi, pentru că ești în lumea ta și nu-ți convine nimic, să spunem așa, nu e ceea ce ți-ai dorit. Asul de bețe, un nou început pentru tine, o nouă energie, o nouă ofertă pentru tine, o oportunitate. Să fii curajos și optimist că va veni momentul următoarea săptămână pe la sfârșit să acționezi și ceva ce te apasionează. Văd un nou început pentru tine, o vei lua de la început. Nouăle de monede, văd intrări de bani, o veți face cumpărături, poate chiar vă veți bucura de banii dumneavoastră, veți face investiții. Vă veți vindeca unde au fost probleme, veți sta foarte bine chiar și singur, cum a spus, da? Văd că ați ajuns la o vârstă sau la o înțelepciune, da? Și văd că vă veți bucura de singurătate și veți fi fericiți și vă veți bucura de succes. Cavalerul de spade, evenimente care vor veni sau poate dumneavoastră trebuie să mergeți să faceți un drum să rezolvați anumite probleme. Să văd că veți conduce, veți fi focusați, veți fi deciși să vă protejați. Vi se spune să urmați fluxul, să nu mai controlați situațiile, să lăsați să vină, să aveți răbdare. Ok. Da, a fost o nebunie în viața noastră, un caos. Sau din cauza unei persoane care s-a comportat mai nebunatic, să spunem așa. În ce privește un nou început, veți da la spate trecutul și văd că veți face un drum unde vă veți regăsi sau vă veți regăsi puritatea, inocența. Nebunul aici văd noi începuturi pentru voi. Și vă veți distra. Cu steaua aici văd că veți ieși cu prietenii și vă veți distra. Poate veți bea un suc, poate veți avea companie și văd că vă veți distra. 7 de bețe, văd că vi se cere să aveți răbdare în provocările care vor veni către dumneavoastră, da? Vi se cere să ai răbdare, să-ți menții echilibru în ce privesc aceste sfide, provocări care vor fi. A ieșit 7-7. Și aici îmi spune că, da, jocuri politice. Să ai grijă, să fii prudent, să cauți un adevăr, să studiezi bine lucrurile. Pentru că ai jocuri politice, îmi spune că cineva are o mască și va ascunde ceva și de aceea vi se cere să fiți un înțelept, să căutați un adevăr, pentru că nu e ceea ce vi se spune. Vi se ascunde ceva, așa că trebuie să stați singuri în pace și să redescoperiți un adevăr, să fiți înțelepți și să
Încercați să studiați bine lucrurile, să fiți prudenți, să studiați un adevăr, să căutați un adevăr, cum am spus și mai devreme. 4 de cupe, un confront, adică o discuție cu cineva care va veni și vă va dezamăgi, să spunem așa, un dezechilibru, vă va nemulțumi. Ah, dar asul de bețe, văd că sunteți un maestru sau veți merge la un preot, la un maestru, să cereți sfaturi, să vă lumineze calea, să vă dă o idee, să vă ajute. Sau dumneavoastră sunteți un maestru și veți avea o nouă idee, o nouă energie, veți avea înțelepciune, veți fi ghidați. Nouăle de monede, veți avea posibilitate, veți primi vești și văd că vor veni posibilități în viața dumneavoastră și vă veți bucura. Cavalerul de spade. Cavalerul de spade spune că veți pleca într-o aventură, un nou început, cu foarte multă ingenuitate, un nou proiect, ca să rezolvați un proiect. Urmați fluxul. Da, văd anumite secrete. Sunt aici anumite secrete ascunse, emoții ascunse, dar văd că vă veți elibera din nou. Spune că vă veți elibera cu înțelepciune, veți face un drum și vă veți elibera, veți avea parte de noi începuturi, vă veți distra și veți menține un control cu prietenii. Zodia Capricorn aici, sau veți merge într-o instituție și vă veți distra cu prietenii. Vi se cere răbdare pentru că cineva își blufează, adică spune vorbe, minciuni, păcălele, etc. Și de aceea vi se cere să aveți răbdare. Jocuri politice. Veți afla anumite secrete. Veți descoperi un adevăr la drum, din trecutul dumneavoastră, într-o instituție. Acolo veți descoperi, dacă veți studia, veți afla anumite secrete. Și de aceea vi se cere înțelepciune, să meditați, să căutați un adevăr. 4 de cupe cu un confront, cu o discuție cu altă persoană care vă va plictisi, în familia dumneavoastră, începeți copiii dumneavoastră. Aici vi se cere să fiți buni, să fiți înțelegători, să ajutați pe cineva. Văd că cineva are nevoie de ajutor, dar văd că are protecție divină aici și în familia dumneavoastră, cifra 4. Haideți să vedem acest maestru. Maestru, văd că în ce privește un cuplu, un nou început va fi, veți fi foarte înțelepți, veți fi foarte înțelegători, poate veți merge la un preot să cereți sfatul în ce privește cuplul dumneavoastră, căsătoria dumneavoastră sau posesiile dumneavoastră. Posibilitate. Da, 9 de monede, posibilitate, dar văd că zodia Leu, cineva are o dramă sau cineva este mai dorește să comande. Independența dumneavoastră financiară sau cineva va face cheltuieli și pentru dumneavoastră va fi o dramă, să spunem așa. Și trebuie să faceți un drum într-o instituție, într-o nouă aventură pentru a face o alegere, pentru a aduce un echilibru în viața dumneavoastră, în ce privesc relațiile cu ceilalți, pentru a aduce armonie, pentru a vă elibera de un blocaj. Haideți să vedem ce vă transmit spiritele șamanice pentru voi, Zodia Pești, pentru următoarea săptămână. Ah, ok, ți se spune să bei mai multă apă. Din nou îți spun acest lucru. Asta e de 2 ori când îți zic. Și să te conectezi cu apa. Oceanul, spiritul apei, te hidratezi mai mult. Cred că vei merge pe lângă o apă. Poate vei merge pe lângă o apă sau deja ești pe lângă o apă sau vei face un drum lângă o apă sau ai nevoie să te conectezi cu apa, să faci băi mai des ca să te eliberezi de anumite stres, de anumite probleme și să bei apă ca acest lucru te ajută să te revigorezi, să-ți dea energie, să te vindeci. Haideți să vedem. Și poate unii dintre voi văd că vă conectați cu animalele, poate aveți un animăluț. Un animal care nu mai este, a murit. Acest animal este alături de dumneavoastră. Văd că acest animal încearcă să vă vindece
Și dacă dumneavoastră vă conectați cu animale, văd că veți avea parte de vindecare dacă aveți un animal. Acest animal vă ajută să vă vindecați, vă alină sufletul. Și este aici o ghidare spirituală a unui animal care e alături de dumneavoastră și vă ghidează, vă stă alături. Dragii mei prieteni, aceasta a fost etalarea săptămânii sau zilelor care urmează. Vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii. Dacă v-a plăcut, sper că dați un like, vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. La revedere, sănătate, Doamne ajută!